Nu doar de urcat, dar și de coborât e greu. Bicicleta pe, pe scări. Dar ce să-i faci dacă liftul e mic și nu încape? Mă iau în brațe. Și iau să mă duc cam așa în spate. Prima pedalare din anul nou. 2021 mă prins la Timișoara. Da? What? Nu. No. Ilea nu a văzut buletinul și vrea să ne udea. Lași îmi trebuie buletinul dacă nu e obligator. La poliție, dacă te opresc și te legitimează motivat, legal, ești obligat să dai date de identificare. Nume, adresă de domiciliu sau CNP, dacă o știi. Codul numeric personal. Dar buletinul nu ești obligat să-l cari cu tine, mai ales că este românești vechi. Sunt mari. Cât o carte poștală. Dacă era mic, când am călătorit într-o vară până la Dunăre și până la Ol, mi-am luat permisul de conducere cu mine. Și e mai mic în cazul buzunar. Să nu deteriorez buletinul. Și din cauza asta m-am luat poliția de frontieră. Că de ce n-ai buletin? Că îmi le suspect pe frontieră, idioți. Pe digul Dunării, lor le spărea că îmi le suspect. Hai, dar până la urmă m-a identificat, s-a scuzat și mi-a ieșit un reportaj cu ocazia asta despre excesul de zel polițienesc. Gata, mersi. Am rezolvat. Doamne, doamne, rezolv cu 2 lei. Vreau om, ar trebui să ridic șaua. Am coborât să nu ocupe mult loc în casă. Aaa, ce zi însorită. Prima zi din an. Moș Crăciun. Cuplete d'albe a venit con le sapet. Așa se zice la noi în Basarabia la bicicletă. Probabil vine de la ucraineni, de la ruși, ei zic velosiped și prescurtat iese le sapet. Să inventariem în anul nou, pe soare, spațiile ciclabile din Timișoara. Că am auzit că nouul primar e biciclist și el, lângă faptul că e neamț și userist. Acolo era o bucată de pistă verde, dar care s-a terminat brusc. Și aici, pe lângă Palatul Tineretului, merg pe trotuar până când dau de o băltoacă. Terenul fiind foarte plat în Timișoara, băltoace sunt multe și pericolul lor e că nu știi dacă intri într-o băltoacă în ce mai nimerești. Poate să fie pietroaie, poate să fie gropi, guri de canalizare ascunse. Am pățit în prelungirea Ghencea. Am intrat într-o astfel de groapă și m-am scăldat. Cred că era ajun de 1 decembrie sau chiar ziua națională a României. Acum o lună. Și nu mi-a priit. Nici mersul pe drumul ăsta inundat nu-mi priește pentru că nu am protecție la roți și mă stropesc. Dar ce zi frumoasă de primăvară, chiar în prima zi din an, care ar trebui să fie de iarnă. Praguri periculoase nu doar pentru bicicliști,
pardon, dar și pentru persoane cu scaun rulant, pentru părinți cu copii în cărucior, pentru trotinetiste și trotinetiști. Deci o altă problemă sunt pragurile. Strada Negoiu. Prima dată văd mașină cu numere sârbești. Bulgărești am văzut multe, dar sârbești abia aici la Timișoara văd, că Serbia e la 50 km distanță. Și în afara Uniunii Europene deocamdată. Nici nu prea are perspective de integrare. Poate doar Macedonia sau care, Muntenegru, una dintre țările ex-Iugoslavia. Pe trotuară sunt multe pericole, am ieșit carosabil. De aici sunt mașini parcate pe prima bandă. E pericol ca vreunul dintre șoferi să-ți deschidă ușa în nas sau să înceapă să iasă din parcare fără să semnalizeze și să dea peste tine. Dar asta e. Coabităm. Conviețuim de nivelare fără să fie anunțată din timp. Surprinzătoare. Și iarăși mașini parcate alandala, inclusiv în intersecții unde parcă nu-i voie să staționezi pentru că creezi situații de accident. Din câte știu eu că și șoferul uneori. Nu-i mai ușor să pedalezi, știi, în regulile de circulație. Poate că reguli de bază ar trebui predate la școală, în școala generală, ca copiii când ies cu bicicleta, cu scuterul, să știe reguli de bază. Ambulanță din Occident, pe care a fost accidentată, au adus-o să o repare și să o folosească în Orient, probabil. Suntem în cel mai vestic oraș din România, dar tot în Balcani suntem. Pentru Europa Occidentală aici e Orient. Strada asta, de pe lângă fabrica de biere, n-am fost atent cum se numește. Ori de când n-a mai fost măturată? De pe timpul fostului primar, cel mai probabil. Ar fi bine ca actualul să înceapă, da, și cu mătura. Nu numai cu vorba. Pe Facebook. Mașini parcate pe trotuar. Nici urmă de pistă biciclistică în zona asta. Iarăși băltoacă, care cine știe ce pericole ascunde. Și mai ales pericolul e mare pentru bicicliști. Iată și o bicicletă abandonată. Eu parcă aș vrea la stânga.
Dar dacă nu e reglementat, trebuie să aștept să treacă mașinile și apă să mă bag eu. A, uite, desenată piste pe trotuar. Hai să o luăm pe trotuar, chiar dacă nu ne place, nu suntem de acord. Dar iată că ne-a fost desenată pista verde, pavată, un pic coborâtă față de trotuar. Și iarăși aceeași problemă, observăm că dalele au fost puse de-a latul și pentru bordura asta din mijloc, fiecare a doua a fost tăiată, de fiecare al doilea rând a fost tăiată piatra și asta înseamnă risipă de energie și de resurse, când bordura putea pur și simplu să fie desenată. Delimitarea pistei biciclistice de trotuar. Bine, acolo era un caz special, se pare că trotuarul a fost lățit și deci pista biciclistică a fost adăugată ulterior, dar în primul caz când am filmat era clar un trotuar înjumătățit. În primul rând nu trebuia băgată pista acolo pentru că trotuarul era prea îngust și în al doilea rând nu trebuia băgată bordura aia pe mijloc îngropată din motivele expuse și atunci și acum mai devreme. Sper că ecologiștii și minimaliștii înțeleg argumentele mele și le acceptă. Cine nu, să comenteze, tot cu argumente, nu cu injurii. Nu reacționez la mesaje injurioase decât eventual cu eliminarea lor sau blocarea personajului toxic. E zona prin care n-am mai fost, dar văd multe băltoace pe trotuar. Și nu e foarte departe de centru. Foarte puțin pietoni, copiii care umblă pe semănatul, probabil că e sărbătoare azi, prima zi din an. Ștefan Octavian Iosif, nu știu cine o fi, dar așa îl cheamă pe om și așa se numește strada. Băltoacă și gunoi. Nu s-a măturat de un veac. Putem spune de un an. În toate direcțiile merge înainte. Scrie indicatorul de pe strada Tigrului. Pe malul Begă i-am găsit pistă biciclistică și o biserică ciudată cu două coarne ascuțite. Dar nu știu ce fel de biserică e, că scrie în maghiară. Preungurește. Deci probabil e catolică sau de care credincioși o fi cei mai mulți maghiari. Podul Mihai Viteazu. Pare vechișor. 1909, are mai mult de 100 de ani. Pe strada Uzinei, peste drum de biserică aceea, găsim un simbol religios, cel mai probabil ortodox, din 1928, are aproape 100 de ani. Și aici un
monument ciudat, un scoar ciudat, cu niște pietre tot la fel de ciudate, nu știu de unde au fost scoase și de ce au fost instalate aici așa. Că nu scrie nimic despre asta. Dar interesante pietre, roase de apă, de vreme. Pe partea asta nu văd pistă biciclistică, sunt mai mult alei pietonale, probabil e marginea Timișoarei. Așa că mai număr o baltoacă și mă întorc spre centru, să văd acolo unde sunt mulți bicicliști și scuteriste și segwayiști și ce mai folosesc oamenii patine cu rotile. Să văd pe acolo cum e pregătit orașul pentru oamenii ca mine, care se gândesc la mediu, la sănătate. Vreau doar să văd ce moară mai e acolo și mai departe nu mă duc. Lumea a început să iasă la plimbare. E greu aici cu bicicleta când sunt mai mulți pietoni. Și iată, am aflat în care direcție curge apa, că altfel nu prea se observă. E cursul încet, dar văd că e debitul destul de mare. Poate datorită ploilor din zilele anterioare. Mă întorc spre oraș. S-au manifestat zilele astea destul de cinic și absurd oamenii cu ocazia sărbătorilor, făcând cozi la cumpărături, procurând cadouri inutile, mâncare cât pentru o lună de carantină sau mai mult. Azi iată, au venit și se înghesuie la grădina zoologică să vadă ce mai fac animalele sălbatice din captivitate, după ce le-au speriat ieri de moarte pe cele de casă, domestice, cu petarde, de focuri de artificii, chiuit până la și după miezul nopții. Animalul cel mai absurd și cel mai periculos, care se consideră culmea inteligenței și a
și culmea creației umane, bipedul Homo sapiens. Coadă de mașină la grădina zoologică din Timișoara. Și la circ s-ar duce dacă ar fi voie să vadă animale chinuite, dresate. Că așa e omul, se bucură de suferințele altor. Găsesc sute, dar că nu chiar mii de timișoreni și oaspeți ai Timișoarei în pădurea verde, pedalând ca mine, foarte puțin, mai mult mergând pe jos, ceea ce înseamnă că oamenii ăștia prețuiesc natura, aerul curat și mișcarea, mediul sănătos de viață. Și sper că fac asta nu doar în prima zi a anului, după ce am mâncat mult la Revelion. Sper că o fac asta cu diverse ocazii. Fiecare seară, în fiecare weekend, măcar o dată pe lună. Și o fac nu doar ca să scape de calorii, ci ca să-și mențină tonusul, mușchii, coloana vertebrală, să-și mențină, să-și întrețină sănătatea, să-și susțină sistemul imunitar. Iată, faci și baie de soare și baie de vânt. Și mai ales e minunat că autoritățile, nu știu când, au avut grijă să bage pietriș pe drumul ăsta. Și iată că și toamna, și vara, și primăvară, și după ploaie, și după zăpadă, poți să vii să mergi pe aici. Sunt băutoace multe, dar poți să le ocolești și nu ieși înglodat de aici. Și asta stimulează, încurajează oamenii să iasă la natură. Campania electorală e continuă la Dumbrăvița.
panourile de corale sunt veșnice, nu le scot nici după alegeri, nici în anul nou și în fața primăriei. Au alte preocupări, alte griji. Hai cu bicla! Când cobor dinspre Dumbrăvița, am găsit pe Aleea Amiciției, sau na, bulevardul ăsta care vine de la Dumbrăvița, am găsit o pistă onestă, trotuarul lat, na, caturi de când, asta nu-i vina autorităților, e vina prietenilor animalelor, că nu strâng în urma lor. Na, pistă onestă dacă îi suprește într-un pilon. Mă bucurăm totuși că doar au desenat-o pe trotuar. Nu s-au apucat să bage bordură în plus. Totuși pilonii ăștia sunt antipericoloși. Ei previn urcarea mașinilor pe trotuar. Dar pentru un biciclist e mare pericol să dai cu pedala în ei sau cu genunchii. Asta iar e trotuar, dar n-am mai putut să urc, e aglomerat și trotuarul e deja mai îngust, așa că merg pe carosabil. Azi 1 ianuarie și e liber. Și nici nu e ilegal să mergi pe prima bandă. În codul rutier, taman așa și scrie, bicicliștii trebuie să meargă aproape de bordură pe prima bandă. La București, poliția rutieră desființa pistele de pe trotuare ca fiind ilegale, neconforme. La Timișoara văd că în mare parte sunt așa, pe trotuar. E bun pentru început, pentru bicicliști începători, dar pe viitor trebuie amenajată prima bandă pentru mers pe bicicletă. Nu știu ce așteaptă bicicliștii cei la semafor, dar semaforul e verde și pentru noi și pentru pietoni. Stau la taifase. Aici nu mai văd desenată pista. Așa că o să ies acuși pe carosabil. Da, să scap de borduri. Prima bandă e inundată, ca la București, măcar gratiile laterale, perpendiculare roții bicicliștilor și nu riscăm să ne înglodăm în gratiile lor, mai ales cei cu cursiere sau cu scutere, cu roata îngustă. Ce cimitir avem aici? Calea Lipovei. Dar mașina asta nu stă deloc bine. A ocupat cam tot trotuarul.
ce nume mincinos de magazin. All for Nature. Deci tot pentru natură, dar ia uitați aici. Cât plastic și sticlă. Și detergent. Șampon. Păcăleală. Oare sunt din cei care se creadă că fac un bine naturii? Cumpărând produse din asta? Poate să fie. Dacă știu engleză, nu le mai trebuie altceva. Poporul are nevoie de socializare. Cel mai exotic ansamblu de sărbători lângă biserică într-un parc de Timișoara. Nici măcar nu știu unde mă aflu. Biserica cu icoane aurite pe afară. Nu știu ce construcție au demolat aici recent. Probabil au mai făcut câteva locuri de parcare. Eu aș face un scoar cu niște spații verzi. Intrare umbroasă. Centru de cultură și artă al județului Timiș. Cam modest. Specialiștii spun că urmele astea de ziduri din inima Timișoarei
ar fi făcut parte din cetate. Din cetatea medievală, poate că sub ea stă și vreo cetate antică. Pe mal de apă tot timpul oamenii s-adăposteau. Și aici iată a făcut o bucată, un fragment care să amintească de felul cum se împrejmuiau cetățile cu apă ca să apere de invadatori. Da, cândva apa era un obstacol. Acum e altceva. Văd că nu am pădurea verde, dar așa în centrul orașului au ieșit oamenii. Zona pietonală văd că iar fi plină. Eu prefer să evit aglomerațiile și o iau pe străzi mai alăturalnici. Dat un mesaj de la început de pandemie. Stai acasă. Și partea altă, stălaltă, tot așa. Cam modest, cam ascuns. Și oamenii nu văd și nu cred. Și nu stau acasă. Am găsit o oglindă murdară ca să-mi fac un selfie video. Că selfie foto mi-am făcut mai devreme. Tot în centru, tot la o oglindă din asta. Na, ultima pedalare prin Timișoara. Merita imortalizată. Găină pe cine e ăla? E de cover. Când îmblam pe jos, nu prea am ajuns prin zona asta. Acum observ că nu prea e prietenoasă nici cu pietonii, nici cu bicicliștii. Pilon fix pe mijlocul trotuarului. Deci, suntem împinși pe carosabil. Primăria. De atâtea ori am descântat nou primar al Timișoarei, dar niciodată nu mi-am pus problema oriunde e primăria. E că se pare că bicicleta m-a adus aici. Ia uite, chiar aici e primăria și consiliul local. Patru locuri de parcare pentru bicicletă. Bine, și la piloni ăștia se poate parca bine. Dacă nu se împotrivește poliția locală. Și sper că nu se împotrivește. Peste drum e filarmonica. Thank you.